Deci uitați-vă, vă rog frumos, unde m-a spawnat, frate. Sunt atât de mulți jucători pe server, încât m-a dat aproape na. Oh my god. Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la un nou episod din seria noastră minunată de Counter-Strike Global Offensive. Băi, fraților, astăzi revenim cu o nouă provocare și anume, de fiecare dată când o să omor pe cineva cu armă, nu o să mai pot folosi acea armă niciodată. Adică, dacă eu acum omor pe unul cu Glock-ul, nu mai am voie să trag cu Glock-ul tot meciul, frate. O să fie foarte, foarte complicat, este o provocare destul de grea. Ne aflăm, bineînțeles, pe serverul nostru sl.ante.ro, un server super genial, se mișcă foarte bine și este aproape full mereu, băi. Bă, stai așa. Hai că l-am omorât pe ăsta. L-am omorât pe ăla, nu mai am voie să folosesc Glock-ul tot meciul. Let's go. Nu uitați înainte de toate cât mai multe like-uri dacă mă susțineți și dacă vreți să postăm mai multe clipuri. Suntem și alături de multe persoane din brigadă, nu știu, Alex, Bogdan, Cartof, Xeno, o grămadă, mă rog. Și haideți veniți ce reușim să facem. Băieți, voi unde v-ați spus? Bă, care trage mă în mine? Unde v-ați spus, băieți, m-auziți? Da, da. Va, eu sunt Tero. Mamă, momentan n-am... Mamă, frate, da. Trebuie neapărat să am alte arme, băieți. Deci gata, s-a dus cu Glock-ul. Dacă mor, nu pot să fac eco doar Glock. Trebuie să-mi iau altceva sau lamă, ești nebun. Ok, o să fie destul de complicat. Oricum, vă aștept pe server. Mi-a plăcut foarte mult că harta trecută scriau toți pe server: haideți, bă, mai repede să se termine harta, să filmeze ZZ. Uite, salut YouTube, like la ZZ că vă tai dacă nu. Ia uite, mă stau aici, băieți, numai în fața mea. Hai să ne batem cu Bad Boy. Nu eu l-am omorât, nu eu l-am omorât. Este, ia uite, abonați-vă la ZZ Andrei. Bun, hai să vedem ce reușim să facem astăzi. Băi, vreți să faceți și voi provocarea sau doar eu? Și noi. Și voi? Și noi. Mamă, mi-am luat AK după SSG și am ajuns cu Galil. Bravo, Andrei, ești geniu. Ești geniu, Andrei. Bine că am exo-jumpul ăsta foarte, foarte frumos. Așa că vă aștept pe server, băieți, adresa în descriere. Filmăm foarte des aici, cam o dată la două zile băgăm o provocare de asta nebună aici pe server. Bro, vreau o armă. Dați-mi un AK, vă rog, și luați Galilu. Dă-mi AK. Dă-mi AK. AK. Thank you. Îmi dau și match-atul ăsta frumos, ce bine să am match-atul. Ha, mă, că-i bate de top pe ăștia. Dar voi vă dați seama că l-o mor pe unul cu AK-ul și s-a zis și cu AK-ul. Gat. L-am omor pe unul, Galilu. Fuck! Ai mac pe lung. Am mac pe lung? Am luat MP7. MP7. Bă, ideea este doar să nu uit că am mai jucat cu vreo armă, dar na, se mai întâmplă, că nu pot să țin minte toate armele cu care am jucat, știi? Deci până acum... Nu eu l-am omorât. Deci AK, Galil, Glock. Deci AK, Galil și Glock, băi. Nu am voie să mai folosesc niciuna dintre aceste arme. Minunat. Păi atunci să joc cu MP-ul. Le luăm la rând. Ce naiba? Mergem betare, băieții? Da. Mamă, da, o să fie, mă. Bă, dar nu trebuie să dau oraș, că eu l-am omorât pe unul și trebuie să arunc arma. Au. M-a rupt la ochi. Aholo, ce-i aici, avere? Nu l-am omorât pe niciunul. I-am omorât pe doi, mă pot, ce faci, mai pot să-ți omorât doi? Yes! Sunt bucuros că nu l-am omorât cu SP-ul, că nici SP-ul. Și MP7, nu mai am voie nici MP7, băieți. Mama, pe eu să încep să scad, o să ajung să nu mai fac niciun kill pe rundă, că gen... pana mea, e complicat. Băieți, am coborât puțin între jocul în bară, că trebuia să fac aici o chestie. Sper că nu vă supărați, frate, durează doar 5 secunde. Ia uite-l pe Xeno, ce moare acolo pe mițe, împușca cu băieții. Mamă, dar a fost, auzi, nu-i bine, trebuie să mergem pe asta. Pot să iau AVP. Priviți partea bună, băieți, încă pot să iau AVP. A rămas Geon. Geon, oh, olu, ce cap și-a luat de la USB. Ce cap și-a luat de la USB? Mamă, băi, am 4 cu 1, e bine și așa, nu? Avem în vedere că de fiecare dată când îl omor pe unul trebuie să arunc... Mamă, băieți, nu pot să-mi cumpăr. Am Glock și nu pot să-mi cumpăr că sunt pe mid. Băieți, sunt pe mid. Da, mă. Băga-mi-aș. Fug. Uite, mă văd toți cum vin. Toți pleacă din bază, eu vin în bază, bro. Da. Bro. N-avem voie polar.
S-a terminat, bye period. E, ok, avem tech. Jucăm cu tech-ul, nu este absolut nicio problemuță, dragi prieteni. Ia uite-am aici bodyguard pe domnul Xeno, haide Xeno. Xeno ce ar mai? Galil, căcat, am făcut kill cu Galilul. Aoleu, mamă, cum. Uite, am făcut rost de un MP5. Al meu e. Mort unul, gata, nu mai am voie nici MP5. Băgam ea și... Xeno, faci tu rost de armă. Aoleu, e unul acolo, îmi dau match-at. Ai pe 90. Unde e pe 90? Pe scăile din MP. Ai folosit TG? N-am... Greu până aleg armă. Băi, am dat 44 unia. Greu până fac rost de armă, băieți, foarte greu. Uite, vă provoc și pe voi. Intrați chiar acum pe server esl.at.ro, că tot afară e carantină, nebunie, toată lumea în casă. Și faceți provocarea asta. De fiecare dată când omorâți pe cineva cu o armă, gen uite cum ar veni AK. Nu, iarăși m-a dat pe mid, băi. Bă. Băi. Vrei? Da, i-am pe 90, am pe 90. Și Xeno trebuie să stai în spatele meu și omor pe alții pe 90 și după mi-l dai mie, știi ce zic? Și mi-au eu altă armă. Nu, 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 vino, vino cu acest, să-ți iau eu altă armă. Și îmi iau SG și tu stai în spatele meu, stai lângă mine și dacă omor pe vreunul, îmi dai pe 90, știi? Da. Greu. La geam. Bro. Mamă, ce raș. Mama arde unul în continuu, bro. Haide, Xeno, ești după mine? Da, da. Și ceva, îmi dau de pe acum match tu ca să am full full. Cine ar? Eu. Mă duc? Eu. Mamă. I-am dat mult damage lui Bogdan, cât mai ai Bogdane? Mamă. 54. Aoleu. Mamă, e haos, băiete, e haos. Mamă, ce e aici, vere. Bă, e Caterinca. Mamă, coronavirusul în apartament e aici, la ce înghesuia la ei, ești nebun, toți suntem bolnavioși. Bun, ce să iau? Tot SG-ul pot să-l iau? Xeno tot pe 90, că oricum îți place pe 90. Nu, iau tot SG-ul. Drop cineva. Păi o să ajung să termin cu toate astea. Băieții, m-auziți? Da. Salut, bă! Salut! Aveam voice enabled. Îl omor pe unul, să mă rămăsă, de nu vine. Ce ase, Andrei? Bine, bro, tu ce faci? Uite, ne jucăm și noi pe aici. Foarte frumos. Dar mă omoră pe unul, Xeno, unde ești? De la cine m-a aflat de serverul ăsta? Aie, de la cine? De la tine. Dar mă omoră pe unul! Armă! Xeno, orice armă! Nu, nu, nu-i bine! Nu! Mă duc să fac rost. Pe 90 am omorât. Nu-i bine, băieți. MP5, cred că am omorât cu MP5. Am omorât cu MP5. E iPhone-ar în mid. I-am dat cap cu Tecuba, nu i-am dat minus 17. Oh my god, băieți, trebuie să-mi iau și eu AVP-ul ăla. Acum e jale. Băi, deci deja am folosit foarte multe arme. Nu mai găsesc arme, băieți. Aolo. Uitați ce a dat ping pe admin chat. Golani. Alpha God e suspect pentru aim ceva. De ce dă cam mult cap, nu? Dă cam mult cap, băiatul, suspectul. Suspectul de cod, urmă în cane arcuri. Ca suspecții de coronavirus, aici problemele sunt suspect de cod, nu? Bravo, băieți, mi-au polar acum, 7-4. Bogdan are aim și wall, zice Marlboro. Îți iau un SMG și un Deagle. Ce pistol să-mi iau? Cu tecu? Cred că am omorât sau n-am omorât cu tecu? Nu cred că am omorât cu tecu. Dar mi-au doar beretas, că sigur n-am omorât cu doar beretas. Meciul ăsta alternăm toate armele posibile și imposibile, băieți. Încă o dată, dacă vreți mai multe clipuri cu fel și fel de provocări, dați acolo cât mai multe like-uri. Da, bro, vă aud. N-am folosit bizon, nu? Nu, 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 nu. Acum ce faci? O să vedeți în clip, o să vedeți în clip. Mulți apartamente buni. L-am omorât cu polarul. Ia bizon. Dă bizonul, dă, mamă, ăștia sunt rezerve. Mă bag cu bizonul, că ăștia nu. Mor cu bizonul. Ia Deagle, ia Deagle. Unde? Păi nu, am doar beretas. Ce mi-ai dat? UMP, gata. Mort UMP. Ia Deagle. Doar beretas. Mort doar beretas. Nu mai am armă. Deagle, aruncați! Nu, am aruncat Deagle! Deagle! Yeah.
Aolo, lamă, nu am. Am Galil, nu-i bine. Primul de la Imi mi-l arată pe Bogdan. Băieți, nu mai pot, am dat Alberta și Galil, cu ambele am omorât. Nu. Băieți, foarte greu. Păi nu mai, eu zic ce mi-a zis lumea. Andrei. Este mă, la ori cu lama pe ăla. Nu mai am, nu mai am voie nici cu lama să vor. Păi și nici nu știu ce să-mi iau, îmi iau Deagle. Pistoale. Îmi iau Deagle, că am voie cu Deagle-a. Îmi iau P250 și Mach 10. Îmi iau, nu am voie, lol. SMG Mach 10 și P250. Păi atunci trebuie să-mi iau, uite, XM. Mamă, ia uite-i pe ăștia, cartof Nova, mamă, sunt aici după mine. Bun. O să fie greu, băieți, adică sunt pe primul loc. Și eu după ce omor arunc arma, voi realizați? Bro, și sunt pe primul loc, what the fuck, man? Mamă, ce ard aia acolo în incendiar. Nu, n-am omorât cu M4-1S. L-am omorât, ba nu, am luat assist. Ce faci, Gartof? Păi dracu, dă-mi M4-1S înainte, dă. Gen să mă bat la distanță, știi? Mort, mort! Ia. Mi-a dat Mac. Aolo, el în librărie cu aia și avea Mac. Greu. Doamne, cât de grea e provocarea asta, dar e Caterinca, dacă intrați cu 2-3 prieteni și vă jucați aici, e super pe... Aolo, e unul în față, cartof! Jump shot-ul direct ăla. Aia e, tati! Ăla e spiritul, let's go! Cu ce arme? N-am jucat. Cu Nova n-ai. Am folosit toate SMG-urile. Cu XM-ul n-am omorât pe nimeni, cu XM-ul nu n-am omorât cu XM-ul. Scout-ul. Stai așa, mi-au și pistoale Deagle, că n-am omorât pe nimeni cu Deagle-ul. Îți iau Negev. Aie, mama, ia uite-l pe ăla. What the fuck, ce-a făcut ăla, bro? Va omoră pe toți? L-a spawnat pe mitra, ca asta, gen. Cred. Te așteaptă resursele de arme. Da, trec, că te bagi. L-am omorât pe unul și trebuie să fug! Ia. Și l-am dat lui ăsta. Nova! L-am omorât pe unul și... Băi, te ajută de rămoșă, ce mă? L-am omorât! Ia pe 250. Mi-a dat Sodov. Am Deagle, am omorât cu pe 250, bro, cred. Uite, cu Famasul n-am omorât. M-a omorât un blăglonțu. Hai de pui mei, ce nou scopul ăla nu mi-a dat Tomu. Îmi luasem Famasul special să mă bag pe el turbo, e nebun. Avea și Dragonor, se înțelege. Mamă. Hai de pui mei, băi, dacă vă place serverul și dacă vă jucați mai mult, eu sincer chiar v-aș recomanda, frate, să donați pentru un grad, că e super ieftin, e 10, nu, 5 euro cel mai mic și aveți acces la multe chestii funny. Serverul e plin, adică chiar vă distrați super, super tare. Se mișcă blană la țea player. Se mișcă, frate, plin, 40 de oameni, se mișcă forță, e nemun. Bombă, ce că 10 euro zice Bogdan. 10 euro cel mai mic, băi, 10 euro, frate, 45 de lei, hai 50 de lei, dar... Ai permanent din câte știu eu, nu? Permanent și chiar e super Caterinca. Da. Și hei, vă întâlniți cu mine aici. Facem provocări împreună. Ce arme n-am jucat, băieții? Scout. Mamă, nu joc scout, nu pot. Ce vă dau? Salvează, salvați o armă. Mai e vreun în viață de la voi? Nu, putea să salvați arme de la CT, că gen cu alea nu prea m-am jucat, știi? Aolo. What the fuck, îmi trage omul meu, ești nebun. Ia o Evolva aia. Ce naiba a fost asta, boys? What the fuck was that, bro? Îmi iau... Îmi iau Negev. Nu pot să iau Negev. M249 cu Deagle. Pot M249, bro. Ia uite, să-ți Andrei Power, subscribe și un like, băieții. Hai, cu multe like-uri acolo. SG. Am făcut kill cu SG. Mamă, le-am dat mult damage în ora. Mort unul!
Mort unu! Gata, te-am dat. Sodov, n-am omorât cu Sodov, nu? Nu. N-ai omorât. Ba da. N-am omorât, v-a schimbat. Îl omor pe ăsta, să moară măsă. Dau M4, dau M4. Wow, ne-a dat la linie cu scout-ul. Fuck! Deja am ajuns la niște arme foarte dubioase de la Tero. Băi, fraților, cam ăsta a fost episodul. Dacă v-a plăcut și dacă vreți să postăm mai multe clipuri, dați-vă acolo cât mai multe like-uri, să văd și o susținere din partea voastră și ne revedem data viitoare. A fost Andrei, v-am pupat. Bye bye. Vă aștept pe server sl.oante.ro. Pa.